proprietate, sunt probleme de proprietate. Și atunci familiile ajung, două familii învecinate se ceartă pentru că un sălcâm face frunze în curtea celuilalt și nu ajung să se înțeleagă. Și atunci cele două familii ajung să se extermine, să se vendete la nivel local, antrenând nu numai familiile, ci și grupurile structurate în jurul lor. Și la un moment dat, autoritatea locală îi cheamă să-i împace. Să-i împace, promițând că vor pune capăt după ce membrii și de o parte și de alta fuseseră deja uciși și cei în cauză fugiseră ca să scape. Și atunci doi fii din ambele familii care au proces la uciderea taților, capilor de familie, sunt absolviți de vină, sunt iertați, iar familiile promit că se împacă și că totul se șterge și se uită. Ori pentru ucidere se va răspunde, cum spune și pravila, tot cu ucidere. Urma ca fugarii să fie prinși și uciși. Da. Dar conflictul nu s-ar mai fi stins. Da. Tu te-ai ocupat de chestiunile legate de familie. Da. Și aici autoritatea judecătoare era biserica. E important de spus că până la Cuza, autoritatea legitimă de judecată pentru toate pricinile care priveau relațiile dintre oameni în căsătorie și așa mai departe, relații amoroase, era biserica. În mare parte este biserica, însă biserica pe procesul de modernizare începe să-și piardă din competențe. Începutul secolului XIX, dar până spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, ea rămâne cea care judecă și care dă sentințe în aceste probleme. Bun. Să presupunem că, să vedem cum funcționa mecanismul justiției. Care sunt pricinile mai întâi pe care le-ai întâlnit? În primul rând, ca eu să-mi aleg o pricină și să vedem cum evoluea de-a lungul lanțului justițiar. Pricinile sunt divorțul, în mare parte. Nu avem registre parohiale, dar avem registre pentru divorț. Seducția, violul, prostituția, preoții care printr-o anumită acțiune a lor greșesc față de disciplina ecleziastică, presupunând că există o disciplină ecleziastică. Certurile dintre soți, chiar dacă nu se ajunge la divorț, la un moment dat a avut și dreptul de a judeca pricinile de zestre și de contestare a testamentelor, a diatelor, cum se spunea în epocă, și nerespectarea părinților. Sunt mare parte pricini judecate de către Biserica Ortodoxă. Ce înseamnă seducție? Atunci când o fată a acceptat curtea unui băiat, dar acea curte nu s-a materializat printr-o căsătorie, ea poate să poarte jalbă către domn sau către mitropolit, acuzându-l de seducție, de înșelătorie, cum se spune în epoca de care m-am ocupat. Libera practică sexuală era legitimă în epocă? Sau era sancționată? La București, da, dar era sancționată prin plata gloabei, amenda pe păcatul trupesc. Adică? Chiar se și numea gloaba pântecelui. Deci eu dacă eram holtei și mergeam din floare în floare și la un moment dat florile mă reclamau. Dacă florile... Plăteam gloabă? Depinde de ce te reclamau. Pentru că dacă te reclamau de seducție era mult mai grav, intrai într-un proces. Vai de capul meu. Da. Dacă erai surprins, te puteau demasca vecinii și atunci... Vecinii, vedeau că eu noaptea vin la floarea. Da, la floarea și atunci vecinii mergeau la agă. Aga frumos își trimitea arnăuții și te lua din... Mă prindeau în flagrant? Te prindea în pivniță, de obicei se petreceau lucrurile fie prin fânării, fie prin pivnițe, chiar și mănăstiri. Chiar și mănăstiri. Sunt unii ridicați dintr-o pivniță unei mănăstiri, cred că din mănăstirea Radu Vodă, sunt ridicați din pivniță. Au fost văzuți de vecini când au stins lumânarea și așa, și au venit spătăreii, i-au tăiat și pe tine, o ia și pe floarea, o duce la spătărie sau la agie și acolo, pe lângă amendă, sunteți bătuți,
Tu pentru că era ești... legal asta. Da, da, da. Tu pentru că ești bărbat, poți să scapi și să pleci. Ea, dacă este măritată, trebuie să vină soțul să o ridice. Ori dacă soțul nu vrea să o ridice, Aga are tot dreptul să o trimite la mănăstire. Pentru a-și veni în simțire, cum spune mitropolitul. Spune-mi, cum se constata că și-a revenit în simțire bărbatul ori femeia? Asta nu putem ști. Actele arată că sunt trimiși la mănăstire. Ce se întâmplă acolo este greu de spus. Din ce am găsit eu în documente, mănăstirea nu prea vrea să-i primească. Deși domnul sau mitropolitul... E prea aglomerată sau... Cam așa ceva. Nu are mijloacele financiare necesare pentru a susține cei trimiși acolo. Există o evidență a populației pe vremea aia? Nu există evidența populației. Abia regulamentul organic trasează necesitatea actelor civile. Dar ele vor intra spre 1835, sunt incomplete, așa cum le-am regăsit eu. Codul civil este cel care trasează clar necesitatea actelor civile. Nu existând o evidență a populației, care erau numele pe care le întâlneai acolo? Cum era numit un om? Eu dacă am fost botezat, să zicem, Petru, cum eram identificat? Foarte simplu. Erai Petru, dar erai fiul cuiva. Petru fiul lui Ion. Așa eram trecut în acte? Da. Nu există nume, ci numai prenume. Nume au numai boierii. În secolul al XVIII-lea. Mm-hmm. Se adăugau alte elemente necesare de a sfânta. Vineri și tu, care aveai nevoie de mărturii, spuneai vecin cu Ion Săpunar din nu știu ce, deci care stă la dreapta sau care stă la stânga. Identitatea se făcea prin integrarea în comunitate. Era un soi de geografie comunitară care te identifica prin localizare. Da, întotdeauna. Iar în mediul rural este același tip de identificare, dar uneori se și spune, se dă un anumit indiciu din peisaj. Fântâna cu nu știu ce fel de cumpănă, cireșul nu știu care, pentru a-l putea apropia și a fi regăsit cât mai repede. Îți propun un joc. Să imaginăm un tip de delict, de seducție. Eu am fost sedusă. Eu sunt Floarea, de undeva din Craiova, de lângă Craiova, să nu fim lângă București, ca să vedem cum se ajungea. Am fost sedusă și cum procedez? La cine mă duc? Eu sunt din sat, din satul Boiești. În primul rând se încearcă atenuarea conflictului la nivelul local. Cui mă plâng? Preotului? Preotului din comunitate, care încearcă, este un fel de arbitru și încearcă împăcarea părților, rugându-l pe tânăr să... Recunoști că erai în vorbă cu Floarea și că i-ai propus și că i-ai acceptat și că tu nu ți-ai ținut promisiunea? Și că i-ai făcut promisiuni de căsătorie. Da. Și el spune, nu mă cunosc. Adevărat că trăiești cu ea aia de menit-o și nu știu ce... Ai tot felul... Măgliseli. Marghiolii și cu magliseli. Da. Ia așa. Și până la urmă ai și îngrecat-o. A lăsat-o însărcinată. Da, momentul... De ce eu sunt însărcinată? Nu știu, m-a îngrecat? Acum este momentul când se declanșează, de fapt, întregul proces. Pentru că este evident că ea nu trebuia să aibă un copil înainte de a fi căsătorită, și că dacă cel care i-a făcut acest lucru noia de soție, pur și simplu este nulă pe piața matrimonială. Ea nu se mai poate căsători. Asta e un exemplu, un aspect foarte practic. Ea este dezonorată sau nu mai are valoare pe piața matrimonială? Este și dezonorată și nici nu mai are valoare pe piața matrimonială. Și atunci părinții încearcă, prin procesul pe care îl demarează, de fapt, să obțină, asta este părerea mea, să obțină o recompensă. Pentru că își dau seama că virginitatea odată pierdută va constitui întotdeauna un punct nevralgic într-o căsătorie. Constanța, mi se pare uluitor. E vorba de o morală practică aici. Da, bineînțeles. Nu este o morală a onoarei. Este o morală a micului aranjament. Este un mic aranjament. Profitabil. Profitabil, pentru că ea are nevoie de o zestre, se presupune că s-a lăsat sedusă pentru că este săracă
și că părinții ei n-au fost în stare